Bună ziua, bine ați venit la ședința Consiliului Local al Său. Această ședință a fost convocată prin dispoziția primarului numărul 154 din 6 iulie 2021. Așa cum știți, de obicei, haideți să punem la, vot procesele verbale din ședințele anterioare. Fiind majoritatea consilierilor prezenți, consilierilor local prezenți, de fapt toți consilierii, 15 din 15 aleși, ședința este legal constituită, putem să începem. Deci spunem la vot procesele verbale, le-ați avut la mapă de procesul verbal din 15 iunie 2021 din ședința ordinară și procesul verbal din 23 iunie 2021 din ședința extraordinară. Cred că le-ați avut cu toții la mapă, s-au trimis și pe mail-uri, cred că o parte din procesele verbale. Dacă aveți obiecțiuni, vă rog să spuneți ca să consemnăm. Sunt obiecțiuni, profesor, dar avem... Cine se teme? Deci pentru amândouă. Deci sunteți de acord. Înainte de a trece la ordinea de zi, domnul primar nu poate să facă și pe la ședință, pentru că, din motive obiective, pentru rezolvarea unor probleme pentru comună. Și aș vrea să vă citesc prevederile articolului 152 din codul administrativ, prin care atribuțiile domnului primar sunt preluate de drept de către domnul viceprimar. Deci nu este nicio problemă, poate să citească ordinea de zi. Deci articolul 152, că viceprimarul este subordonat primarului și în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acesteia. Situații în care exercită numele primar pe atribuțiile ce devin acestea. Domnul primar este inițiatorul proiectelor, deci nu este nicio problemă de legalitate. Domnul viceprimar, deci Ionuț, pentru a citi ordinea de zi. Da, deci să punem la vot ordinea de zi. Da, dar trebuie să citească și după aceea, da. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședințe, inițiator primar. 2. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului complex comercial din domeniul privat în domeniul public al comunei a său și declararea de utilitate publică de interes local din inițiator primar. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei a său, județul Bacău, inițiator primar. 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, inițiator primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei a Său cu județul Bacău în vederea desfășurării activității de simplificare a procedurilor administrative și reducere a birocrației pentru cetățeni în cadrul proiectului Bacău Smart Country Code SMIS 136013, inițiator primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere pentru finanțarea activității de protective de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021, inițiator primar. Probleme diverse. Să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Aprobat cu majoritate. Trecem la primul proiect cu ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator primar Emilian Budar. Cine este pentru? Domnul consilier local Brandimos. Se alege președinte de ședință al Consiliului Local al Comunei Ansău pentru o perioadă de 3 luni de zile, deci august 2021 până în octombrie 2021. Cine este pentru? Al doilea proiect.
Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului complex comercial din domeniul privat în domeniul public al comunei a său și declararea de utilitate publică de interes local. Dacă sunt ceva, comisiile nu au avut... Comisiile au avizii favorabile. Da. Și dacă... pentru acest proiect și pentru celălalt. Dacă aveți ceva de spus. Supunem atunci la vot. Cine este pentru? Proiectul al treilea, de ordinea de zi, proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Său, județul Bacău, inițiator primar Emilian Budar. Aici comisiile au avut avizii favorabile. Dacă aveți ceva de completat, supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, inițiator primar Emilian Budar. Comisiile au avut avize favorabile. Dacă aveți ceva de completat. Nimeni nu are. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Său cu județul Bacău în vederea desfășurării activității de simplificare a procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în cadrul proiectului Bacău Smart County Cod SMIS 136013, inițiator primar Emilian Budacă. Dacă aveți ceva de completat. Comisiile au avut. Cine este pentru? Supunem la vot. Cine este pentru? Și ultimul proiect de pe urmea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021, inițiator primar Emilian Budar. Comisiile au avize favorabile. Dacă aveți ceva de completat, supunem la vot. Cine este pentru? La probleme diverse. Domnul... Permitor. Da. Mă așteptam să fie domnul primar, nefiind domnul primar. Mă voi adresa domnului viceprimar Pecinuț. Următoarea întrebare. În ceea ce privește finalizarea proiectului de canalizare, care ne frământă pe toți, cât mai durează, ce ne puteți spune, domnule viceprimar, cât mai durează lucrarea, doamna administrator public, dacă nu vreau să știți mai bine, ce se întâmplă cu bunurile de canal, care sunt strâmbi, partea de lungă, am văzut că lucrarea nu este conformă, rămâne spațiu între asfalt și gura de canal, ce se întâmplă acolo. Trebuia, dacă mi-aduc aminte, spunea domnul inginer, să finalizăm undeva în luna lui mai, la final de mai. Ei, iată că suntem la jumătatea lunii iulie și lucrarea încă nu, deci vorbă să se finalizeze. S-a relungit până pe 31 august, termenul de finalizare a canalizării. Gurile de canal vine o turnare primul strat, alții vin și din dreapte. Și poate ați văzut finalizarea, când au finalizat ultimul strat, a ieșit cam la drept, a ieșit la drept. Deci am fost pe teren și am văzut. Dar sunt buni de canal de lungă unde nu se unesc cu asfaltul. Deci un spațiu liber între asfalt și gura de canal. Nu sunt buni de beton. Nu-i finalizat, tocmai de asta. Dar ce până? Sunt beton. Ce până? Buni de beton. Și după aia pune asfalt. După aia va trebui să vedem asfalt. Deci el este pur din roară, după aia asfalt. El vin detonate, vine reglate, deci nu poate să... Pur din acolo, care este strâmbit, el ăla s-a putea să vin din acolo. Deci asta trebuie să vedem și unul pe august dată de finalizarea lucrării, da? Păi, dar bine să vedem, dar vine... Da, da. Deci vine altă firmă, primul strat, după aceea vine altă firmă, totdeauna. Adică tot din...
care le îndreaptă și după aia vin cu stratul final. Da. Dacă permiteți, termenii de finalizare, într-adevăr, s-au modificat între timp, pentru că penultimul termen de finalizare era 30 iunie, având în vedere că lucrările n-au fost terminate și nu, noi n-am fost de acord cu felul în care se apucase firma de plombat de lucrări, în sensul că domnul primar a oprit plombarea asfaltului. Ei, ați văzut și dumneavoastră, când s-au apucat de plombat, s-au apucat fără să taseze pământul și fără să pună piatră, s-a pierdut o bună parte de timp degeaba, dar având în vedere că dumnealor au revenit și s-au conformat cererilor noastre, evident că a trebuit să prelungim prin act adițional termenul de finanțare până la 30 august. Sperăm să nu mai intervină alte probleme ca să fim nevoiți să mai prelungim o dată acest termen. Da, eu aș vrea să fiu la fel de optimist ca dumneavoastră, doamne, de statul public, să dea pe nevoie să terminăm 31 august, dar care ne indică revoluție mai departe de luna la 31 august. Deși, credeți-mă, ne este pusă răbdarea la grea încercare, atât în calitate de șofer, de conducători auto, pentru că, așa cum întreabă oamenii, ne plătește nouă mașinile, stricăciunile avarele mașinilor, cine este responsabil. Desigur că noi, tot noi cetățenii ne vom... Tot noi. Da, deci, așa, înțelegi, constructorul să preia toată responsabilitatea. Foarte bine. Deci noi ne vom plânge constructorul dacă ne stricăm mașina. Da, în cazul în care aveți o plângere formulată împotriva constructorului, trebuie să vă adresați poliției, pentru că în acest moment constructorul este responsabil de amplasament. Domnul... Legată de acest aspect, pentru că au rămas o serie de camere de vizitare neplombate, rugămintea să discutați cu constructorul, să lase măcar pe timpul nopții, dacă nu și ziua, dar chiar și ziua, să lase acele jaloane acolo, mai ia, pentru că eu vă spun, am fost martor la două situații în care a intrat cu mașina, o camionetă a intrat într-o astfel de gură de canal, s-a dat jos șoferul și a pus mâinile în cap. Dar și noi am fost martor la deci astfel trebuie de trebuie atras atenția. Nu am atras atenția, am fost direct la poliție și am făcut plângere scrisă. Și nimic. A doua zi au venit și au... Da, ei pun tot pe partea pe care lucrează, ceea ce este inutil. Eu spun să pună exact cum ne-au rămas. Sunt trei guri de canal, una într-o curbă. Înainte de pod e o curbă. Și chiar acolo este o gură neplombată. Și acolo se intră în ea lejer. Nu e semnalizată. Nu cu pietre, nu cu nimic. Pusese niște crengi și o bandă reflectorizată. Aia nu e semnalizată. Nu știu de timpile, ia să o îndrepte și să o plombeze. Da, am înțeles că... am înțeles că acolo sunt probleme că trebuie să ridicate capacele mai sus. Așa va fi o problemă când am zis, dar s-a trebuit să mai pun o rândă. Asta către domnul Vice, în zona... Albul la strajă, un cetățean a dus un stâlp pentru ina la uliță la Albul acolo. Vrea unul ca să fie ajutat, așteaptă de o grămadă de timp să ducă ei acolo. La Albul vis-a-vis este de bar acolo. Pe în zona lui Andreuza acolo, în uliță. Este uliția aia, da. A făcut el gros de stâlp, montat, ar fi bine să... Am vorbit cu firma de la electricitate și deși asta nu de acum, deci... Înțeleg că e de mult, de-aia și... Mi-a invocat motivul că nu avea cablu la momentul. E vorba de... Când vorba de cetățean, atunci să se ducă să facă motive, un an de zile când tot așteaptă parte ceva, nu? O fără domnul Roze Stâr, o săptămâna trecută, chiar i-am reamintit. Da, și următoarea ar fi să mai încercați să balasați ulițele din sat, să mai facem pietonare în pică. În trei zile. Așa că zis că mai și domnul... Păi aveți o uliță în concret? Am luat ulițele din sat, eu n-am o uliță, așa dacă vrei să-ți dau... Dacă vrei să-ți dau nominal, te duci pe uliță, la Zota, aia nici măcar nu se poate duce cu o căruță până la poartă, la Roma, la Bola Scaune, nu ajunge, Doamne ferește, din foc ceva, sunt două, trei case acolo, nu ajunge mașină pompieri, mașină de salvare, nu o să ajungă nici cum.
Ar trebui că de ani de zile tot zicem asta. Cred că e ori a venit cineva la primărie și a solicitat. Eu cred că în termen util, de 2-3 zile. Noi vorbim în calitate de consilier, nu vorbim de cineva. Noi vorbim punctual. Trebuie să ne gândim puțin. Nu o să vină cetățeanul, cetățeanul la ușa primăriei. Noi ne mai întâlnim și ori, ne spun lucrurile astea și le aducem mai departe. Și aici, dacă probleme... Cu de-aia cu ierbii, acum trebuie să lumeară. Dacă dumneavoastră spuneți astăzi de urmă la vota, este o zi de urmă și nu e cea mai eficientă. De-aia e problema mai veche asta. Sunt de acord, asta ce spun. Nu zicem cu răutate. Un lucru care... Hai să vorbim cu răutate. Dacă vorbim așa din... Da. Mai multe direcții, înțelege nimic și rămâne așa. Dacă nu mai... Am venit de la Rompex, probabil și dumneavoastră, în realitate, a primit în data de 17. Să ne prezentăm la primărie la Său. Cu patul cu scaun, cum vin eu de la mine cu patul în spate, ca tocala cu ușa, până la Său? Dar chiar nu se poate veni, sau tractorul, dacă nu poate, ia de la Rompres. Sau din fundul a Săului, cum vine ăla cu scaune și cu gulapurile în spate? Și televizorul. Și televizorul. A trebuit să se departeze. Dar sunt persoane care nu au mașină. Dar l-au pus la dispoziție odată. Vine, trebuie pus tot tractorul, luat de sus până în centru sau, mă rog, căutat o modalitate. Ce face? Cu cine? Sau să înțelegem că asta nu stă. Vă dați seama. Și nu stă adică 15 minute. Deci vin și stau lângă pat aici. Sau cum sunt? Unde? Ca să strângem din toată comuna. Și atunci ce faci? Primăria are și tractor, are și camionetă. Dacă vă trezeți, are și pe trei tiruri de ce faci? Are și camionetă, puse la treabă și colectate. Așa, stă pe baza tirului, stă pe baza tirului ce faci? Și am văzut că programul e de 15 minute, de la 12 minute, de la 12.45. Sport? E făcut de centri, în barcă, la... Exact! Fiecare sat. Când mai faci cerere? Că mâine mai iese. Tocmai că e... Mâine mai iese, atât. Ce mai simplu de la tractorul sau... În mijlocul de transport sau adună, într-o zi de săptămână sau... Într-o zi de bună, așa faci depozit, de bune faci depozit. O rămân, o să rămân acolo. Informare. Nu, atât. De când, nu, de când s-a anunțat să strânge deșeul de asta, trebuie de ce-a luat inițiativa, să meargă fiecare. Părerea mea, soluția ar fi... Soluția de acum care? Cine are lucruri voluminoase de transportat să le aducă la centru? Eu am văzut, Nu poți într-o zi să strângi din toată comuna, nici în două, nici în trei. O să faci continuitate și să păi, stau mai. Ce să reacuți? Vine ala de la 20 km de la Părtiniști, vine cu dulapul, cum zice domnul. Păi, tocmai, vine cu ăla în spate. Un telefon am... Avem număr de telefon pe site public ca să știe omul să suni la primărie, doamna Lisată Pumbra. Asta, da, de primărie. Cine trebuie să fie ultimul? Cel puțin. Telefonul domnului primar, cred că l-are mai mult din 70% din cetățenii comunei. Cine are de luat legătura cu primăria, cu siguranță va lua legătura ori cu domnul primar, ori cu mine, care am lăsat numărul meu personal de atâtea ori în atâtea anunțuri pe diferite... Soluția cred că ar fi să se strângă tot așa pe bucățele, adică pe sate, pe zonă. Da, dar pe 17 deja... De acum că se așa este. Problema este că vremea a fost benefică în ultimile zile pentru alte lucrări și furgoneta și tractorul și camioneta n-au stat și au lucrat și peste program. N-au avut timp, nu ne-am putut organiza pentru așa ceva. Poate că vin, doar o să încercăm să găsim soluții, da. Nu am reușit nimic. Am spus să se facă. Da. Altceva? Da, așa, rămâne așa. Da, mulțumesc. Altcineva, dacă mai are, ce l-am spus? După ce terminăm... După ce terminăm... Da. Pietruirea. Cum se face pietruirea? Am văzut la brigadă, în zona brigadă. Pietruirea rămân deasupra. Nu sunt tasat în niciun fel. Nu trebuie tasat, nu trebuie... Rămân pietruirea. La brigadă, dar nu a fost și cilindru, cumva acolo. Eu nu am văzut niciun cilindru. A fost. Trebuie să-i lucrurile acumulat cu punctul în strat. Deci nu e lucrarea finalizată. Pietruirea trebuie tasată altfel. De jumătate din instanță s-a tasat. Lucrarea nu este finalizată. Într-adevăr, în ultima parte a drumului comunal la brigada unde spuneți dumneavoastră, trebuie să vină cilindru compactor să termine de compactare. Și șapte, cum s-a făcut? Șaptele au început să se... Șaptele au fost o continuă. Da.
a dea bunii sunat de altă. Au trebuit și am trebuit să fie de pământ de pe ei. Păi și ați fi preferat să curgă apa pe ei drum? Șanturi trebuie, cum a fost un cel de trebuie, șanturi trebuiau betonate. Corect. Dar nu au fost bani, domnul Paisan, pentru betonate. Așa ne-am găsit toți. Aceste lucrări sunt făcute în urma unui raport operativ al ISU, deci ne s-au acordat bani, așa cum au stabilit cei de la ISU la momentul respectiv, în urmă cu un an sau doi, nu știu că eu nu eram primărit. Și acei bani trebuie folosiți exact pentru scopul pentru care au fost alocați. Pentru asta au fost alocați. Să dăm până în toamnă, că au fost și ploile care au fost. În primăvară șanturile străine, alți bani, se deci am dat cu cei de la ISU, că dumnealor așa au considerat, că acolo nu este necesar să facem șanturi de și nu ne-au alocat bani pentru șanturi. Ce cum facem pe drumul de asta lucrare, crezi, mă vezi, de asta lucrare, că ești, nu vezi. Așa este și la mine, la strajă, că nu vreau să 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 nu vreau Dom'le, când o să vină cu asfalt, faceți, domnule, rigole ca lumea, ca să fie făcut toată dreptoria una. Așa dacă tot o dăm din 4 în 4 ani, că facem, că facem, că nu știu. Dacă din banii bugetului local sau drumului județeni ar trebui să facă. Da, da, să facem de mers. Nu știu că s-a făcut asfalt, vetul de asfalt trebuie să fie și un metru de urmă. Atunci, dacă nu s-au ținut lucrarea discuție... Știți ce se întâmplă? Mulți cetățeni știu că ăsta e drumul județean și aparțin din județ. Poate, doamne, când vine, că am văzut de multe ori și la vreo și dumneavoastră, oameni bătrâni, curță cu lopata, șanțul după ploaie. Se pune marca drumului, plouă, ducea înapoi. Da, haideți să o finalizăm ăla. Că sunt după câțiva ani buni de când ne batem cu morile de vânt pentru nivolul ăsta. Da, mai trebuie și așa ceva. De la Părăul Ciungi la deal, dacă ați văzut că lovind ceilalți constructe cum au fost, au făcut un șant, nu intră nici misteria ca să-l curăță. Uite așa e șantul. Nici misteria nu intră ca să-l curăță. E bataie de joc. Hai să faci ceva. Că nu pot să put. Nu am de sa acum. Domnul nu vă țin nimic. Că nu pot să put. Deci nu știu cum. Să ne uităm și mai în alte comune, în alte comune. Ce șantă frumoasă. Uitați-vă la apă și acolo, la lanca, cum îi face. La podul. Uitați-vă la podul. Ce comună au. Ce șantă vreau. Sperăm ca 3-4-5 șantă. Sper că speranța mare. Ultima și noi din tot. Că ne treabă și noi cetățenii. Așa este, dar 3 luni vreau să facem șantă. Eu nu. Nu v-am cerut. V-am cum pe termenul. Dar și noi. Eu vă înțeleg, dar uitați că trece 4 ani, uitați și vă rămâne tot așa. Să sperăm să fie bine. Domnul Puiu. Da, o singură problemă mai aveam, îmi pare rău cum domnul primar aici. Dacă vă amintiți undeva în februarie, înainte de aprobarea bugetului local, la veniță, nu știu, pentru ședința Consiliului Local, domnul Micu, de la Poliția Locală. Da. Codoleanță legată de norma de hrană. Da. La vremea respectivă, domnul primar i-a răspuns că, după aprobarea bugetului, vedeam. Și soluția era să se inițieze un proiect de hotărâre prin care să Consiliul Local să aprobe sau să nu aprobe acordare, indemnizație, norme de hrană, pentru că e un drept legal pe care l-au și ei. Din ce știu eu la momentul ăsta, domnul Micu s-a adresat sindicatului Prolex, urma ca Prolexul să trimită o adresă către primărie, prin care se solicite clarificări vis-a-vis de acest aspect. Și rugămintea este ca domnul primar să inițieze acest proiect de hotărâre să spună dezbaterii totuși. Dacă mă credeți pe cuvânt, domnul primar le-a cerut celor de la Poliția Locală să întocmească un referat de specialitate, un raport de specialitate, în urma căruia dumnealui să poată iniția un proiect. Trebuie să tragem de ei ca de copiii cărora nu le place școala. Abia vinerea trecută am obținut acel raport de specialitate și având în vedere că doamna Sorina a plecat în concediu, n-am mai avut timp să mai lucrăm proiectul de hotărâre. Noi vrem să lucrăm acel proiect de hotărâre, dar ne-am izbit de, nu știu dacă e dezinteresul lor sau trebuie să mă duc eu să-i trag din... Nu știu cum să-l numesc. Poate să-l trebuie să-l numesc. Să-i dăm voie, doamne. Deci nu este vorba că nu vrem să facem volumul de muncă, că este destul de mare. Deci noi nu facem numai lucrul ăsta. Da. Având în vedere faptul că eu locuiesc cu doamna secretar, dar anul ăsta a fost un an greu pentru mine, fiind bolnavă și nu am putut mi-o prelua și sarcinile mele. Deci din cauza asta suntem un pic în impas, dar o să lucrăm și acest proiect de hotărâri, nu mai încăput pe ordinea de zi de astăzi, îl avem în vedere, sunt colegii noștri, iar Prolexul, într-adevăr, avem o acțiune în instanță,
E recentă, pe 2 iulie, introdusă, undeva la 2 iulie, dacă nu mă înșel, dar nu este pentru norma de grană. Dânșii vor să li se stabilească niște condiții speciale de muncă, dar nu este legislație în acest sens. Ei vor să li se stabilească aceleași condiții de muncă ca și polițiștilor de la Poliția Națională, dar în legea 155, în care este prevăzut statusul polițistului local, nu este prevăzut așa ceva. Deci o să vedem ce o să hotărească instanța. După părerea mea, din ceea ce au spus ei acolo, nu au o bază legală, dar nu sunt judecător. Judecătorul o să hotărească ce să vrea. Deci, deocamdată, asta este litigiul nostru cu ei. Deci, prin Prolex, prin sindicat. Precizez faptul că noi, ca și salariații primăriei, nu avem o grupă sindicală formată, avem un reprezentant desemnat în cadrul Comisiei Paritare, deși sunt singurii, deci la Poliția Locală, care au rămas membri de sindicat la Prolex. Deci, este numai litigiul lor al Poliției Locale, cei patru polițiști locali. Mulțumesc! Dacă mai aveți întrebări referitoare la... Deci vă stau la dispoziție în calitate de consilier juridic, dacă mai doriți mai... Domnul Aniga? Da, întrebarea de doamna administrator public. Ați primit o cerere de înregistrare, numărul 7573, poate știți despre ce e vorba, regularizarea unui părut din satul Plătiniș. Pentru familia botezată acolo. Dacă se puteți aminti, domnule primar, când ajunge într-o zi acolo. Eu nu știu. Da, despre ce vreau să caut. Registratura, aveți acolo 7573, pe neapărat de plasat. În ce dată a fost depusă? Cred că acum o săptămână. Nu știu exact data, nu mi-a dat decât doar cerere de înregistrare, dar nu. După număr, nu cred că e acum o săptămână, când acum am ajuns la 7573. Da. Eu n-am luat la cunoștință, probabil, dacă a fost o domnul primar la MAP, a direcționat-o către domnul primar la urbanism. Siguranță, și așa discutam, trebuie neapărat de plasat în zonă, grație proiect masivii, afectează 4 locuințe. Cred că se poate face acolo, de plasat domnul primar, trebuie cum descalatorul tău. Și strada Zimbru, tot așa. Da, deci cum... Care ne-a promis domnul primar în 3 zile. Uliți, străzi, ceea ce sunt pleni de apă atunci când îmbultă. Ai văzut de apă? Bulevardul Zimbru. Alte probleme cu ordinea de zi? La divers? Atunci declară închisă ședința și dau cuvântul. După ce declară ședința închisă, dau cuvântul domnului Primichelu, care vrea să vă spună.